Arheologii care desfășoară săpături la Templo Mayor au descoperit peste 160 de stele de mare folosite ca ofrande ritualice. Templo Mayor este situat în fosta capitală aztecă Tenochtitlan din Ciudad de Mexico. Templo Mayor, sau Templul Superior, era principalul templu al poporului mexican, dedicat în același timp zeului războiului Huitzilopochtli și a lui Tlaloc, zeul ploii și agriculturii. Fiecare avea propriul altar dedicat în vârful piramidei cu scări separate. Excavările au fost efectuate de Institutul Național de Arheologie și Istorie, INAH, făcând parte din proiectul Templo Mayor, PTM. Astfel, arheologii au descoperit 164 de stele de mare depozitate într-o structură circulară cunoscută drept Coahuicalco, care era aflată în interiorul templului. Stelele de mare aparțin de specia Nidorelia armata, cunoscute și ca stele de ciocolată, și pot fi găsite în mai multe zone, cum ar fi Golful Californiei și nord-vestul Peru. Situate în a șasea etapă de construire a Templo Mayor, ofrandele datează din jurul anului 1500 era noastră. Aceasta a fost o perioadă de tranziție între domniile lui Ahuizotl și Moctezuma Xocoyotzin. Ahuizotl a fost al 8-lea conducător aztec, cel care a supravegheat lucrările de reconstruire majore ale capitalei Tenochtitlan și expansiunea templului.